Salutare guys, eu sunt Kazi, bine v-am găsit la un nou episod de Forza Horizon. Glumesc, NFS, hit, story-ul. Și acum i-am dat drumul la o cursă, am încercat să fac introducerea de la începutul cursei, dar se bloca și nu dau seama de ce. Deoarece, dacă vă uitați în descriere, aveți ce PC am eu și nu cred că ar trebui să mi se blocheze, dar o să mă uit după aceea să văd ce are. Că am observat că și în episodul trecut să bloca, dar nu dau seama de ce. Acum să vedem. Am început bine cursa asta. S-ar putea să și câștigăm. Ia 7000 oară când o fac. Ce nu suport că mai ia poliția. Of. Iar s-au apropiat ăștia de mine. Haide. Nu vreau. Ia uite-i pe ăștia. Nu vreau să mă prinde nimeni din urmă. Nu te cred, idiotule. Și nu spune că pierd. Nu suport că mi se întâmplă așa. Mă urmărește pe mine poliția. Că sunt și bun la NFS. N-a că i-a luat și pe aia. De ce ți-o mai ia doar pe mine? Hai că nu se apropie ăla de mine. Văd că rămâne acolo la 60 de metri. Mamă, 43 de metri, nu te cred. Nu, iar sper să nu pierd iar. Bun, mă. În sfârșit am luat și eu curba asta cum trebuie. În sfârșit a dat domnul. Mamă, dar cum vine la spatele meu. Dar văd că ne îndepărtăm. Mașina noastră e mai bună pe top speed. Nu. A, gata. Am câștigat, bă, băieți. O să ne facem un nume, mai avem puțin și facem level 7 și o să facem misiuni principale. Ce retrieve, nu, că am terminat pe 1. Bun. Bun. Ok, să ce misiuni mai avem pe aici. Deci, am terminat-o, hai să facem și pe asta. Un fast travel ceva? Haide. Mă, ia pe mine. Bun. Sper să scap. Sper să scap repede. Haide. Băi, guys, deci e foarte greu de jucat în FSO ăsta și nu sunt pe hard sau ceva. Sunt pe medium. N-am dat nici pe easy să nu fie nici prea ușor, dar nici pe hard. Și scap, dar scap foarte greu de poliție. Haide, mă. Nu suport că intră poliție și ăștia în mine. Bun. Uitați cum se spawn. Și aici. Am așa. Crashed. Băi, îi spar pe polițiști ăștia, bă. Mamă, dar nu mă intra, bă, mine. Aha. Hai că sigur blown up. Oh, mă. Ce credeți? Foarte greu scapi. Foarte greu. Ce-și polițiști? Nu o să scapă în viața mea de ei. Ăla se bagă în față de mine. Și... mă se vadă unul. Așa.
De 2. Hai că încă 3 mai sunt. Am mai scoat de 1. Am mai scoat de 1. Dacă încap și de asta, altul sunt top. Deci încă 2, încă 2. Încă 2. Doamne, bă, dar greu scap de ăștia. Deci nu-mi vine a crede cât de greu scap. Busting, 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 nu! Nu! Nu o să mă prinde niciodată, viu! Niciodată! M-au prins, bă, băieți! De ce m-am aruncat eu în apă? Credeam că o să scap! Credeam că o să scap, da? N-am scăpat. Se pare că n-am scăpat. Oh, alte curse. Circuit. Desert God. Da, mașinile astea nu mai le schimb și eu? Hey, I don't offer this to everyone. Da, mă, lasă-mă, vreau să schimb mașina. Vreau să schimb mașina. Da, nu. 18. Nu mai level 18, mă? Hmm. 2-0. Asta trebuie să fac level 10. Hmm. Eu am acum acest Mitsubishi cu 1-6. 2-0. Mă, dar mai bine mi-au Ford-ul meu. Mai bine mi-au Ford-ul meu. Punem așa. Nu punem nimic acolo, nu-mi place, nu vreau să consum banii ăia. Save change. Ce save change, mă? Discard change. Pe noapte, da. Facem cu bătrânica noastră. Ei, saprana, pa. Ei, ia, ia, ui. Deci avem de făcut o cursă aici. Dacă doi fast travel aici, nu pot. Dar aici cred că pot. Yes. O bun, mă. Hai că începem să descoperim și noi jocul. Chiar și chiar devine și șmecher, că mie îmi place. Momentan îmi place. Da, checkpoint. Ce fel mai avem? 6, mai avem să facem 7, să facem misiuni de cu aia 2. Dar parcă nu aș face misiuni cu aia de vreme, să avem 10. Se duce, mă, și Mustangul nostru. Se duce mai bine ca Mitsubishi-ul ăla. Ah, se duce mult mai bine.
Vezi, deja la 5 la viteza asta. Da, o să duce mai bine asta. Bun, am ajuns la cursă să-i dăm drumul. Haide, 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 haide. Mamă, pornește greu mașina asta, dar și după ce pornește. Bun, hai că am luat la nu fac lucru. Dar zici că e curza cea luată la divers. Și cred că așa e, dacă nu mă înșel. Nu mă înșel că fix așa e cursa cealaltă în revers. Și eu nu prea mă înșel. Glumesc, mă înșel, toată lumea se înșelă. Bun. Mamă, dar mă enervează așa că nu știu ce să zic, băi, guys. Zic chiar nu știu ce să zic uneori. Zici că-s de la prost. Am două scurs astea. Am dat să ne chinuim cu Mitsubishi-ul acum, să facem cu minunatia asta la mașinuță. Uite cum s-a dus scurs astea. La 2 din 3, mai avem ce facem 3 din 3. Pe bune, uite cât ești mică s-a dus. Am dat să ne chinuim cu Mitsubishi-ul acum, să facem o cursă de 5.000 de ori. De 7 miliarde, 4 alioane, de miliarde, de 100 de mii de ori. Nu te cred. Ați uite așa și mechel. Chiar duftește bine. Stai acolo, prostule. Bă, zici că suntem în România, așa conduc ăștia. Ce trebuie să-i ferești că pe aici, pe București, pe la mine, dar ce e aici în jocul ăsta? Mamă, stai că nu se apropie ăla de noi. Da, până se apropie, hă. Mă e. De 77%, 78%, 79%, 80%. Hai că-l terminăm repede. Lapul ăsta. Terminăm super repede. Deci, super mega repede. Am dat stânga aici. Putem un drag la dat aici. Și aproape am terminat. Nu te duci, prostule. Bine că și eu. Și am terminat, voi vezi, pe primul loc, 1340 de respect points, cred că sunt. Nu știu, chiar nu știu. Mamă, poliție. Următoarea cursă, încă n-am făcut level 7, deci trebuie să mai facem o cursă, hai să vedem pe care o mai facem și încheiem episodul. Deci o facem pe asta, dăm fast travel aici. Nu, trebuie să venim până aici. Hai repede până aici. E prea puternic mașina. E, pop, se vede că e
Ford americană, benzină, tot. Stăm puțin aici, a? Se plece aia. Da, hai, se putea. Se putea. Mai știu ce-l găsi eu acolo. Sărac să nu mă arăti. Oh, îmi pare rău cum nu vreau. Te ții după mine, mă? Oaia al tău? Ia, mă, te ții după mine. Te ții după mine, mă? Ia. Ia să te văd, vă ține după mine. Na. Cum, mă? Iar vin să mă iau, mă. Nu, da. Tot frumos pe aici. Ia frumos pe aici. You got owned. Were you actually chasing them? Stai. Aici la garaj. Ăștia, am văzut un bug. Țeapă, coboilor. Țeapă. Not bad for a rookie. Bun. Let's keep it going. Am făcut level 7, nu care s-a înlocat. Bun. De fapt, și cum le iau, mă? Dealership. Da, mă, da. Ia să vedem ce mașină ne luăm. Și revenim în episodul următor, dar o luăm de acum. Sau poate, nu știu, vedem. Ia să vedem. Enter dealership. Hai că ne luăm mașină dacă e. Eu mi-aș lua mașină, am bani. M-am dat Nissan ăsta. Îmi place, dar nu prea îmi place. Și M3 ăsta. Și Lotus ăsta.
Nu știu, mă, băieți, yes. Mai facem o cursă? Hai să mai facem o cursă. Că toți suntem pe lângă ea. Dar stai că suntem R. Bun, facem cursa aia și în următorul episod o să facem curse de zi. Deci o să facem curse de zi în următorul episod. Să nu este, văd că avem ceva pe aici, pot să dau fast travel la ea. Nu pot. Hai repede, facem cursa. Am dat rupe aderența mașina asta. Deci rupe, rupe, rupe. Dar chiar e șmecheru, chiar îmi place jocul. Și eu nu sunt un fan de fața, adică cred că e primul fața pe care îl joc, îi fac story-ul. N-am mai jucat așa. Asta e primul căruia îi fac story-ul. Nu. Bun. Dacă vine după mine. Că a fost cam la limită. Dacă nu l-aș de data asta, turbam, deci turbam. Sper să mă aud bine măcar. Deci, măcar atât. V-am spus, băieți, dacă sunteți interesat de băieți, tot îmi vine să zic băieți, nu-mi dau seama. V-am spus, guys, dacă sunteți interesat de ce componente am eu și ce periferice, le aveți pe toate în descrierea canalului. De fapt, în descrierea videoclipului. Sunt acolo trei link-uri cu adresa mea de Facebook, calculatorul și link-ul de la canalul de YouTube, dacă nu mă înșel. Da. Mai să facem și cursa asta. Bun. Sau în următorul episod o să facem misiunile principale, pot să le numesc ca astea, ajungem să facem nivel mai mult. Deci iar s-a blocat, uitați, nu înțeleg de ce asta se tot blochează. S-a blocat acum, am observat și eu. Hai, nu. N-am observat. Așa pe aici. Sper să vadă în fața mea. Mă am poliție. Hai că văd că fuge, nu să ne îndepărtăm de ei ușor ușor. Deci trebuie să luăm curba asta. Perfecție. La perfecție trebuie să le luăm în cursa asta, că n-am chef să fac de 5 ori. Că deja are episodul ăsta 23 de minute. Deci și n-a chef să fac să aibă 5 ore degeaba, gen, oricum nu cred că se uită nimeni la el nici măcar 3 minute, dar eu le fac cu perseverență, ajungi să faci ceva frumos, zic și eu. Bun. Mamă, să duce mașința noastră. Nu știu că ne îndepărtat de aia ca lumea, 300 de metri. Deci pe top speed să ducea asta ca Mitsubishi, mai bine de 1000 de ori ca Mitsubishi ăla. Deci, n-ai ce să reproșez. Deci, n-ai ce să reproșez. Cât de prost suntem. Clar, cum la 400 de metri. Am trecut de jumătatea cursei. Nu, dar văd că se apropie. Ne-am îndepărtat iar. Dacă ne-am la 500 de metri, nu ar trebui să ne facem probleme. Cred că ajung și așa 600 de metri până terminăm cursa. Deci chiar ne-am mișcat bine cursa asta. Deci super bine ne-am mișcat. Și ne ducem ca lume, adică bune, uite, suntem. Am dat un ultimul sfert de cursă. Cum să zic așa. Mi-am intrat până la 75% în ultimul sfert și era la 500 de metri, adică chiar a decurs bine cursa. Bun. Și gata. 800 de metri pe bune. Bun. Dar să zicem că sunt blocate? Nu cred. Car performance 140.
Bun. Băi, băieți, eu am fost Cazi. Guys, iertați-mă. Guys, eu am fost Cazi. Ne revedem la următorul episod.